Salutare, oameni buni, și bine ați venit! Începând cu acest video, vreau să fac un anunț, și anume, voi schimba limba canalului. Voi începe să vorbesc în engleză. Este o decizie pe care am luat-o în ultima perioadă și am zis, hai să vedem cum va fi cu limba engleză. De ce fac chestia asta? O fac pentru că mă gândesc că pot ajunge la un număr mult mai mare de oameni și conținutul pe care îl creez poate fi mai de ajutor într-o direcție mult mai largă. Va fi un challenge și pentru mine să încep să vorbesc în engleză, pentru că n-am mai vorbit de ceva timp și voi vorbi foarte ciudat la început și poate nu foarte ok, nu cu un vocabular excepțional, și de-aia îl văd ca și un challenge, îl văd ca și un experiment. Canalul oricum nu mai este, adică nu-l simt, nici n-am mai creat foarte des conținut într-adevăr, dar simt o scădere destul de mare în vizualizări și toate chestiile astea. Ok, nu o fac pentru vizualizări, adică nu mă aștept ca această schimbare să-mi aducă, să exploateze canalul și să se uite milioane de oameni, nu asta e ideea. Ideea este să dau un mic șoc. Un mic șoc însemnând să mă forțez un pic să schimb, să învăț și engleza un pic mai bine, să încep să vorbesc, să interacționez și cu alt gen de oameni și să ajung la mai mulți oameni în timp. Sunt conștient că e posibil să vă pierd pe unii dintre voi acum pe termen scurt sau să o luați, să nu înțelegeți neapărat mișcarea asta, să vă gândiți, a, uite, și pe ăsta a început el să vorbească în engleză și se dă mare sau chestii de genul. Îmi asum chestia asta, n-am nicio problemă și simt că pe termen lung va fi mult mai bine să fac chestia asta. Acestea fiind zise, următoarele videouri vor fi în engleză și cam asta este. Este doar un anunț și ne vedem data viitoare cu un video în engleză direct. Vă mulțumesc din suflet și până data viitoare, nu uitați, live strong and stay healthy!